Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a început miercuri un tur diplomatic. Vrea să-i convingă pe liderii europeni să acorde Ucrainei și mai mult sprijin militar. Miercuri așadar Zelenski a ajuns în Marea Britanie. A ajuns acolo la aeroportul Stansted, situat la nord de Londra, la bordul unui avion militar C17 Globemaster din cadrul Royal Air Force. Zelenski a mers apoi la reședința din Downing Street, numărul 10, unde s-a întâlnit cu premierul britanic Rishi Sunak, apoi la Westminster Hall, unde a vorbit în a membrilor Parlamentului Britanic. A fost primit apoi la Buckingham de regele Charles al III-lea. și premierul Rishi Sunak au mers apoi la bordul unui elicopter militar la Lulworth Camp, în Dorset. În această bază a armatei britanice, militarii ucraineni se antrenează pe tancurile Challenger 2. Cu acest prilej, șeful cabinetului de la Londra a declarat că Marea Britanie nu exclude în acest moment furnizarea de avioane de luptă Ucrainei. Mai departe, în acea zi, Zelenski a făcut o vizită neanunțată oficial în Franța. A aterizat la aeroportul Orly, de lângă Paris, și a fost primit seara de președintele Franței, de Emmanuel Macron. Cei doi președinți au ținut apoi o conferință de presă la care a participat și cancelarul german Olaf Scholz, care a sosit și el în acea seară la Paris. Ieri, Zelenski și Macron au plecat împreună spre Bruxelles. Președintele Ucrainei a fost întâmpinat de președinta Parlamentului European, Roberta Metzola, la sediul instituției. Scurgeri de informații au pus în pericol în aceste zile vizita lui Zelenski la Bruxelles. O scăpare a fost chiar în echipa președintei Roberta Metzola. Colaboratorii ei au publicat pe Twitter un mesaj prin care îi urau bun venit președintelui Ucrainei. Cei din informațiunea de centru dreapta a Partidul Popular European au publicat și ei un mesaj pe Twitter, deși mesajul a fost șters ulterior, au rămas capturi de ecran pe internet. Baron Leitz, purtătorul de cuvânt al Consiliului European, a dezvăluit la rândul său că președintele Consiliului, Charles Michel, l-a invitat pe Zelenski, citez, să participe în persoană la un viitor summit al Consiliului European. Și alți lideri europeni au spus că s-au făcut pregătiri pentru sosirea lui Zelenski la Bruxelles.